Din aia cine ești? Genul Duminică, da, cel mai mic copil dintr-o familie simplă, din Galați, romi, tradițional, tata a fost judecător de stabori, da, 7 clase, mama analfabetă. De fapt, sunt un rom, un om normal și simplu, o unei țări care se numește România. Povestește-ne un pic de unde ai pornit și o trecând prin tot sport și până ai ajuns la stadiul actual. Nu știu dacă am ajuns la un stadiu care să merite, știi, o anumită valorizare excesivă. Dar din punctul meu de vedere nu am ajuns nicăieri undeva decât unde foarte mulți au ajuns. Adică la o stimă de sine oarecum dezvoltat. Am zis că am fost cel mai mic, sunt cel mai mic din familia mea, singurul cu studiu, primul cu studiu universitare din familia mea. Familie foarte modestă, foarte multe greutăți financiare. Normale, dar nu ne plângem de situația care a fost. Foarte important este faptul că părinții mei au fost motorul, în special mama. Da, m-a obligat să mă duc la școală mai mult decât aș fi vrut eu. În clasa 8 am vrut să mă duc la școală de ucenici. Da, și mai când m-a bătut în mijlocul Galațiului și m-a luat de mână și m-a dus la primul liceu care l-a găsit în cale. Chiar, da, și în paralel mă trimitea și la liceul de muzică. La violoncel, oran, instrumentul ăla din tot sufletul. După care, în clasa 12, între 11, m-am hotărât că vreau să mă duc la facultate. Am zis că mă duc la sociologie și asistență socială, indiferent prețul, nu conta prețul pe care trebuia să-l plătesc. Am dat 4 ani până am luat la facultate. În 2001 am luat la facultate, mai bine obligându-mă să nu muncesc cei 4 ani. Pentru că era conștientă că dacă mă duc la muncă, s-ar putea să dau de gustul banului și să nu mai urmez țelul pentru care ea mă sprijinea și mă biciuia, așa să zicem așa, moralmente. Am intrat în facultate în 2001, în 2001, nu, 98, scuze, 98 am intrat în facultate și de 99 am început să activez ca voluntar în actualul loc de muncă respectiv. Fundația Agenția Împreună. Pornind de jos, voluntar, după care lucrător de teren, după care coordonator de program, director de departament și director executiv. Sunt la al treilea mandat, vreo 12 cărți scrise în calitate de sociolog, doctorat, masterat în țară și în afară. Chestia, zicem așa, care nu au făcut decât să mă consolideze ca un anumit tehnician, nu sunt nici activist, nici știu dacă sunt un model pentru alții. Pentru că ceea ce am dat a trebuit să plătesc de 10 ori mai mult, dar o plată pe care am avut-o în minte de la început, în sensul că a trebuit să-mi pun viața privată pe locul 2 și familia pe locul 3, din păcate. Pentru că ceea ce făceam cu sentimentul necesității de a face lucrul ăla. Respectiv să arătăm lumii că noi românii nu suntem numai hoți, da, și jegoși, cum zic foarte mulți, ci că foarte mulți dintre noi suntem cu totul și cu totul altfel. Suntem exact ca cei pe care neromii își doresc să devină. Exact ca ei. Însă, din păcate, nu suntem percepuți ca atare. Și un sfat, ce crezi că ar fi util pentru cei care te urmăresc? Crede în tine. Unu, crede în tine. Da, când ți-e mai greu, mergi mai departe. Și nu te lăsa dobărât. Dar mulți o să încerce să ți demonstreze cât de prost ești tu. Și că nu ești în stare și că vei ști, de fapt, nu ai ingredientele necesare succesului. Dar principala întrebare pe care noi o punem întotdeauna este ce faci tu să schimbi propria situație. De fapt, cred că asta e și ideea. Ce faci tu ca să te dezvolți pe tine însuți. Întotdeauna vei avea oameni care te susțin mult mai puțin decât oamenii care nu te susțin sau stau pasivi la ceea ce tu îți dorești. Este foarte important ca, hai zicem așa, aspirația pe care o ai să fie una pentru care să muncești zi de zi, indiferent de costurile pe care le dai. Știi, într-un chestie spuneam că mulți din cei care sunt în mediul nostru spun că noi, cei care am ajuns la un anumit nivel,
Am pierdut foarte mult din punct de vedere personal. E adevărat, dar nu am avut timp să mă duc. Dacă tatăl meu era pe moarte, eram undeva la vreo 2000 de kilometri distanță. Pentru că acolo s-a întâmplat să fiu în momentul în care tatăl meu a avut atac cardiac. Da. Însă, dacă ar fi să iau lucrurile de la capăt, le-aș face din nou, pentru că ceea ce am făcut, am făcut din drag și cu drag. Nu din drag și cu drag pentru ceilalți, dar ci în primul rând din drag și din drag pentru mine.